Bun găsit la episodul 3 al cursului demonstrativ de pregătire pentru examenul de sală. Vom discuta astăzi despre conducerea ecologică, vom face și un chestionar împreună pentru categoria B. Vom lucra, după cum ne-am obișnuit deja, de pe site-urile Examen Rutier. Vom folosi pagina începătorilor, vom folosi capitolul de mecanică sau legislația pentru examen. Deschidem legislația pentru examen, deschidem capitolul de mecanică, mai avem la dispoziție și canalul de YouTube Vasile Varga cu toate videoclipurile publicate sau cu playlisturile conținând subiectele publicate până în prezent. Puteți alegeți ce doriți în funcție de nivelul de pregătire și examenul pe care urmează să îl susțineți. De pe școala rutieră vom face întâi din mediul de învățare. Ne-am propus astăzi conducerea ecologică. Să deschidem. În primul și în primul rând, ce înseamnă conducerea ecologică? Este acel cumul de factori care fac ca un vehicul să funcționeze cu un consum redus de combustibil și în felul acesta o poluare mică a mediului înconjurător. Găsim și pe examen rutier articole legate și de conducerea ecologică, de conducerea preventivă sau măsurile de prim ajutor, capitole care fac parte din cele din care trebuie să vă pregătiți pentru a susține examenul. Aveți aici câteva idei care să vă facă să puteți să abordați acest subiect. Haideți să facem întrebările, să vedem despre ce e vorba și vom discuta la timpul potrivit. Cu explicațiile de rigoare, bineînțeles. În sensul conducerii ecologice a unui autovehicul se recomandă să evitați transportul obiectelor inutile în portbagaj sau în habitaclu, să nu aveți montat în permanență pe autovehicul portbagaj suplimentar, să utilizați spoilere și faruri suplimentare. Primul răspuns este corect. Transportul obiectelor inutile în portbagaj sau habitaclu, habitaclu reprezentând interiorul mașinii, îngreuiază mașina și în acest fel forța dezvoltată de către autovehicul trebuie să fie mai mare, evident consumul va fi mai mare. Fiind consumul mai mare și poluarea mediului crește. La fel și răspunsul B este valabil, un portbagaj în permanență suplimentar schimbă aerodinamica vehicolului, forța pe care trebuie să o învingă în mers este mai mare, evident crește consumul de combustibil și poluarea. Toate întrebările de la conducerea ecologică se referă la cele două aspecte, cum spuneam, consumul de combustibil și poluarea mediului înconjurător. Când se recomandă să opriți motorul pentru a reduce consumul de combustibil? În cazul unei opriri lungi la o trecere la nivelul cale ferată, la culoarea roșie a unui semafor care de regulă durează foarte mult, la semnalul polițistului rutier făcut în acest sens. Semnalul polițistul nu are, dacă o să vă uitați la semnalele polițistului, avem și indicatoarele deschise aici, putem merge la semnalele polițistului. Recomand să faceți lucrul ăsta când nu știți, nu sunteți siguri pe un lucru, să consultați materialele pe care le aveți la dispoziție. După cum vedeți aici, atenție, oprire, da? Și reduceți viteza, măriți viteza. Dar niciun caz nu avem un semnal care spune că trebuie să oprim motorul, da? Deci ce iese din
discuție, da? În cazul opririi rulojii la o trecere la nivel cu cale ferată, aici ar trebui, pentru că poate să dureze mai mult în funcție de timpul de așteptare pe care necesită să-l petrecem acolo, trecând o garnitură, două, cine știe de câte de tren, da? La culoarea roșie a unui semafor, care de regulă durează foarte mult, punem și acest răspuns, nu se referă la, semafoarele urbane, da? Cele care sunt de ordinul secundelor. Se referă la semafoarele care sunt instalate, da? Unde sunt zone cu lucrări. Da? În acele zone cu lucrări sunt acele semafoare temporare. Dacă mergem iarăși la harta indicatoarelor, le vom găsi și pe acestea la indicatoarele temporare și se montează în locurile în care trebuie să permită și trecerea unei căruțe și trecerea unui camion, da? Aceste semafoare temporare se instalează și permit, da, un timp mai lung de staționare și este recomandat să oprim motorul. Și atât. Trimitem răspunsul. Întrebare următoare. Ce se înțelege prin conducere ecologică a unui autovehicul? Obligația de a folosi în permanență carburant biodegradabil, deplasări urbane cu bicicleta pe jos sau cu alte mijloace care nu poluează atmosfera, un ansamblu de măsuri comportamentale, de control sau verificare, prin care se realizează o importantă economie de energie și protecția mediului, cum spuneam, aceasta este referința. Carburant biodegradabil nu există încă așa ceva, sau alte mersuri pe jos, sigur că nu se referă la ceea ce discutăm noi aici. Comportamentul ecologic în conducerea unui autovehicul presupune planificarea traseului pentru a economisi timp și combustibil, evitarea zonelor cu circulație densă, cu lucrări pe carosabil sau cu teren accidentat, viteze și accelerație mari, pentru a scurta timpul de deplasare. Începem tot cu răspunsul C. O viteză și o accelerație mari cresc consumul de combustibil. Da? Deci, accelerând, frânând, accelerând, frânând, creștem consumul de combustibil și în niciun caz nu putem să le ducem la niște limite în care să producem pericole. În schimb, planificarea traseului pentru a economisi timp și combustibil și evitarea zonelor cu circulație densă trebuie făcute. În general, este bine când plecați la un drum mai lung să vă interesați de traseul pe care urmează să-l străbateți, pentru că în cazul în care sunt lucrări pe carosabil, să alegeți o altă variantă. Conduita ecologică în conducerea unui autovehicul înseamnă să nu poluați fonic mediul înconjurător folosind sistemul de sonorizare la putere maximă, să întrețineți în permanență autovehicul curat prin spalare și degresare zilnică, să fiți calm, să anticipați situațiile astfel încât să evitați accelerarea și frânarea bruscă, tocmai ce vorbeam la întrebarea precedentă, accelerarea și frânarea bruscă cresc consumul de combustibil. Cea legată de poluarea sonoră sau de degresare zilnică, iarăși sunt răspunsuri care nu își au locul aici, pentru că nu putem să spălăm în fiecare zi vehiculul și poluarea sonoră ține de bunul simț și nu de conducerea ecologică. Precizați dacă presiunea dimneuri are efect asupra consumului de carburant. Sigur că are, presiunea este cel mai important factor din folosirea pneurilor. O presiune corectă asigură o viață mai lungă pneurilor. O presiune incorrectă duce la uzura acestora neuniform sau la o uzură prematură. Ce consecințe poate avea transportul bagajelor pe acoperișul autoturismului? Nu se pot executa viraje, crește instabilitatea vehiculului la vânt lateral, se reduce distanța de frânare. La fel ca și un portbagaj suplimentar, da? Faptul că avem
ceva deasupra autoturismului, poate să ducă la instabilitatea acestuia la vânt lateral și schimbă din nou aerodinamica vehiculului, iar vântul lateral poate influența bunul mers al vehiculului, stabilitatea acestuia. Da? Cum se recomandă să procedați pentru a conduce ecologic un autovehicul? Să utilizați frâna de motor pentru a încetini, să scoateți autovehiculul din viteză în timpul frânării, să folosiți frâna de mână concomitent cu frâna de serviciu pentru a obține o frânare rapidă și eficientă. Nu scoateți din viteză, nu este permis de lege să scoateți din viteză, nu este permis să opriți motorul în timpul mersului, pentru că puteți rămâne fără comenzi la volan sau la frână, da? Și atunci, pentru a conduce ecologic, putem folosi frâna de motor. Ce înseamnă acest lucru? Schimbarea dintr-o treaptă superioară într-o treaptă inferioară. Deci din a patra într-a doua, într-a întâia și în acest fel, da, punem frână, se cheamă frână de motor, acest mod de a frâna. Se folosește îndeosebi iarna, când este polei gheață, nu se folosește frâna de serviciu, cea de picior, pentru că s-ar produce derapaje. Pentru a conduce ecologic un autovehicul, se recomandă utilizarea climatizării numai în cazul traseelor scurte, utilizarea climatizării numai pe timp de noapte, utilizarea climatizării numai în situațiile absolut necesare. Trebuie să știți că utilizarea climatizării crește consumul de combustibil. Am mai explicat și în alte episoade, autovehiculul nu are altă sursă de energie decât combustibilul, care poate fi transformată în energie electrică, care să alimenteze consumatorii, sau în energie mecanică, care să învârtă roțile. Și atunci, utilizarea climatizării crește consumul de combustibil și îl folosim doar în situațiile absolut necesare. De fapt, se recomandă folosirea climatizării la drumurile lungi, da? Și prin în afara localităților, iar prin la circulația prin localități se recomandă deschiderea geamurilor. Nu se recomandă deschiderea geamurilor la circulația în afara localităților pentru că viteza este mai mare și se produce destabilizarea vehiculului. Pentru a conduce ecologic un autovehicul este necesar scuzați, să verificați odată pe lună la rece presiunea din pneul, să schimbați întregul pneului la aproximativ 10.000 de kilometri, să înlocuiți pneul la fiecare 1.000 de kilometri. Nu înlocuim pneurile la 1.000 de kilometri că dăm faliment foarte curând. În schimb, verificăm la rece presiunea, asta însemnând la rece, nu când este iarnă, ci când am rulat. Prin rulaj aerul se încălzește din interiorul pneului, iar presiunea nu mai este indicată corect. Și să schimbăm roțile la aproximativ 10.000 de kilometri, pentru că dacă se uzează pe o anumită parte, să se uzeze uniform. În momentul când facem schimbul de roți, ele să fie uzate în mod egal, dacă se poate. Utilizarea pe autostradă a limitatorului de viteză pentru autovehicule dotate cu acest sistem are ca efect creșterea consumului de combustibil, reducerea consumului de combustibil. Acest sistem nu are efecte. Are efecte și anume reducerea consumului de combustibil. O viteză medie constantă duce la un consum redus de combustibil. Pe același sistem, accelerările cresc consumul de combustibil. Faptul că nu te lasă să accelerezi, de aceea se cheamă și limitator de viteză, înseamnă că o să reduc consumul de combustibil. Cum trebuie să conduceți astfel încât să reduceți poluarea? Porniți motorul acționând pedala de accelerație la un sfert de curs, așteptați ca acesta să încălzească pentru a reduce ulterior consumul de carburant. Porniți motorul fără să acționați pedala de accelerație și demarați imediat. Apăsați până la capăt pedala de accelerație, porniți motorul, demarați cu viteză cât mai mare. Răspunsul este B, pentru a nu sta pe loc și a consuma combustibil.
Doar că nu este posibil în mod practic tot timpul să facem lucrul ăsta. Este ideal, ar fi ideal, doar că iarna mașina mai trebuie și încălzită înainte de a pleca în cursă. În orice caz, puneți răspunsurile pentru a obține punctele necesare, cum am făcut și în alte ocazii, da? Cum se determină poluarea mediului, ce cauze determină poluarea mediului ambient de către autovehicul, rularea cu viteză redusă fără motiv, ardere incompletă și defectuoasă a combustibilului, defectarea filtrului de benzină sau de motorină. Haideți puțin și la capitolul de mecanică și avem aici la ciclul motor, să vedem ce înseamnă acest lucru. Sunt cele patru faze cu admisia, compresia, arderea, distinderea și evacuarea. În acest cel de-al treilea timp când are loc arderea, aici, la această fază se referă întrebarea, nu are loc arderea completă datorită condițiilor diferite de circulație. În rampă, în pantă, accelerat, frânat. Din această cauză se produce poluare. Pentru a se evita poluarea, se folosesc catalizatori sau aditivul AdBlue și se reduce. Deci arderea incompletă și defectuoasă duce la o poluare cât mai mare. Cum este indicat să demarați astfel încât să reduceți consumul de carburant? Folosiți ultima treaptă de viteză atunci când este posibil, chiar și când circulați prin localități. Schimbați cât mai repede treptele de viteză până ajungeți la treapta optimă. Circulați cu trepte de viteză inferioare pentru a nu folosi forța motorului, nu forța forța motorului, obținând astfel o putere maximă. Mergem din nou la capitolul de mecanică să vedem în cutia de viteze, la sistemul de transmisie. Dacă o să mergem, o să vedem cum se obțin treptele de viteză. Acesta este ambreiajul, aceasta este cutia de viteză. Treptele mici de viteză sunt acestea, treptele mari sunt acestea, în care raportul începe să se egalizeze al roților care conduc față de roțile conduse. Ce trebuie să știți? Că la viteze mici crește consumul de combustibil, pentru că forța necesară transmisiei este mare, iar la viteze mari scade forța, dar în schimb crește viteza și se reduce consumul de combustibil. Și atunci, inevitabil, răspunsurile când circulăm prin localități, dacă se poate, și cu ultima treaptă de viteză și iarăși nu accelerăm, da, în mod gratuit, ci în momentul în care ajunge la turația de schimbat treapta de viteză, să o și schimbăm. Deci nu ambalăm motorul în gol, ci schimbăm treapta în timp optim. Da? Pentru a conduce ecologic, un autovehicul se recomandă folosirea motorului la relantii în cazul în care staționați mai mult timp în același loc, menținerea unei viteze constante, de preferință medie, oprirea motorului în timp ce coborâți o pantă pentru a conduce, pentru a economisi carburant. Am spus că nu se oprește motorul, da? De preferat o viteză medie, asta este în regulă, v-am spus că o viteză medie reduce consumul de combustibil. Relantii, pentru cine nu știe ce înseamnă, se mai spune și ralantii, da? Este motorul fără a-l accelera. Dar când staționați mai mult timp în același loc, nu are nicio relevanță pentru situația noastră. Și ultima întrebare. Ce reprezintă simbolurile Euro 1, Euro 2, Euro 4? Sunt caracteristici tehnice de proveniență obiectivă din Uniunea Europeană, standarde de poluare din Uniunea Europeană, încadrare în diferite norme de consum, standardele de poluare, fiecare, da, continent și Statele Unite și Japonia, da, Asia au standarde de poluare, la noi în Europa sunt notate în acest fel. Cu cât cifra este mai mare, cu atât poluarea este mai redusă.
sunt standarde impuse de către Uniunea Europeană producătorilor de autovehicule, tocmai pentru a scădea consumul de combustibil. Haideți să facem și un chestionar împreună, cum spuneam. Să vedem. Facem unul prestabilit astăzi. 13, să fie cu noroc. Ha. Să vedem dacă funcționează sistemul, să nu vorbim în gol. Da, tot este ok. Bine, haideți să începem. Trebuie respectată semnificația unui indicator instalat pe partea stângă a drumului orientat către conducătorii de vehicul care se apropie, nu deoarece se adresează circulației din sens invers. Da, dar numai de către cei care circulă pe banda cea mai apropiată de axul drumului. Da, de către toți conducătorii de vehicule pe care îl întâlnesc. Trebuie să știți că indicatoarele, semafoarele, pot fi instalate și pe stânga și pe dreapta și se referă la cei care îl întâlnesc. Indiferent dacă e pe stânga sau pe dreapta, el trebuie respectate de către cei care îl întâlnesc. Da? Autobuzul din față semnalizează ieșirea din stația prevăzută cu alveolă. Cum trebuie să procedați? Haideți să mai mergem la legislația pentru examen, să vedem ce înseamnă o alveolă. Poate sunt cei care încă nu știți ce înseamnă. Să vedem. Examen, da? Unde suntem? Aici. Avem aici și un dicționar de expresii auto sau de termeni auto pe care puteți să-l consultați pentru a vă familiariza cu noțiunile întâlnite în chestionare. Avem chiar această imagine. Aceasta este o stație cu alveolă, aceasta este o stație fără alveolă pentru autobuze și tramvaie, și pe autobuze și troleibuze, da? Și aceasta este o stație cu refugiu și o stație fără refugiu pentru tramvai de data aceasta, să știți ce înseamnă, da? Îl ocoliți cât mai mult pentru a proteja pietoni, reduceți viteza și la nevoie opriți pentru a permite plecarea autobuzului din stație, vă continuați deplasarea deoarece nu aveți restricții. Aveți obligația să reduceți viteza, să permiteți plecarea din alveolă. Aveți această întrebare și cu imagine și fără imagine, puneți inevitabil răspunsul, reduceți viteza și la nevoie opriți. Recomand să faceți lucrul ăsta și la proba de traseu. Se consideră neacordare de prioritate dacă nu-l lăsați să plece. Pentru care din faptele de mai jos se aplică măsura reținerii permisului de conducere. Permisul de conducere nu se confiscă, deci sunt bunuri care se confiscă, documentele nu se confiscă. Permisul, certificatul de matriculare, ele se rețin. Se rețin în vederea suspendării, în vederea anulării sau în vederea retragerii, funcție de fapta săvârșită. Da? Deci poate fi formulat și în acest fel, reținere în vederea a ceva, a suspendării, să spunem. Da? Să citim. Pentru nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițiștilor rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pentru nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la oprire și staționare, pentru încălcarea normelor referitoare la semnalizarea vehiculelor. Pentru staționare și oprire sunt puncte de penalizare. La semnalizarea vehiculelor e cam vag răspunsul. Singurul răspuns bun este la nerespectarea semnalelor polițistului de aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. La întâlnirea cărui indicator, conducătorul auto nu are prioritate de trecere, deci înseamnă că trebuie să acorde prioritate. Prioritate pentru circulația din sens invers, prioritate față de circulația din sens invers, drum cu prioritate. Haideți din nou la indicatoare să vedem despre ce este vorba. Unde se instalează aceste indicatoare? Sunt indicatoare de prioritate. Da? Le găsim aici. Acesta pe albastru ne dă nouă prioritate. Celălalt
dă prioritate celor din sens invers. Acesta este drum cu prioritate, acesta este sfârșitul drumului cu prioritate. Să aveți în vedere faptul că dacă susțineți examenul la categoria B și sub vreunul din indicatoarele astea găsiți, nu sub base, sub oricare ar fi, da? Un panou adițional cu camion, cu autobuz, cine este pe panou adițional, el trebuie să respecte indicatorul. Cele două, cum spuneam, cel albastru și cel rotund de aici, față de și pentru, se instalează la drumurile îngustate, unde, atenție, singura manevră permisă din cele 5, le mai spun o dată, oprire, staționare, mersul înapoi, întoarcerea depășirii, deci una singură din cele 5 este permisă și anume depășirea. Fiți foarte atenți. Deci nu are prioritate de trecere când este prioritate pentru circulația din sens invers. Față de aveți dumneavoastră, drum prioritate aveți dumneavoastră. Atenție mare la formularea răspunsurilor. Cum trebuie să procedeze conducătorul auto la semnalul polițistului din imagine? Ați văzut semnalele polițistului, vi l-am arătat. Brațul întins orizontal înseamnă oprire pentru cine se intersectează cu el. Și atunci nu se vireze la dreapta, nu se din sens opus, ci trebuie să oprească. Semnalul poate fi făcut din poziția statică, da? Haideți să mai dăm o dată, ca să fim convinși că așa este. Ele pot fi făcute și de pe motocicletă sau din autovehicule cu regim de circulație prioritar. Aveți aici și vedeți fiecare ce înseamnă, da? Am pus să oprească, trimitem răspunsul. Conducătorul unui autovehicul poate executa o depășire la întâlnirea indicatorului limitare de viteză. Legea operează cu trei tipuri de indicatoare privind viteza. Și anume, cel de limitare a vitezei la care se referă întrebarea noastră este acesta de aici, cu 40 scris pe mijloc, e viteză maximă admisă. Mai avem pe albastru viteză minimă obligatorie, acesta de aici, și mai avem viteza recomandată pe pătrat albastru, da? Aceasta de aici de jos. Primele două trebuie respectate pentru că sunt sancționabile. Cea de-a treia este doar recomandată pentru fluidizarea traficului. Haideți să vedem răspunsurile. Da, dacă în timpul manevrii nu se obține o viteză mai mare decât cea scrisă pe indicator, nu până la întâlnirea indicatorului care se analizează terminarea zonei de limitare a vitezei, da, dacă depășirea se execută numai în afara unei localități. Da, se poate face, dar fără a trece peste viteza maxim admisă. Se consideră depășire faptul că vehiculele de pe o bandă circulă mai repede decât vehiculele de pe cealaltă benzi? Nu. Da, dacă se circulă pe banda din stânga, da, dacă se circulă pe banda din dreptă. Trebuie să știți și îl aveți la termeni, dacă o să mergeți să-l căutați, îl găsim și în cărți, da? Avem și cărțile deschise, da? Haideți să vi le arăt și pe acestea, că n-am apucat încă. Pentru categoria B, Cartea Începătorilor ISTES, da? Și aveți un mic glosar aici la început, cu termeni și expresii auto, da? Și avem și cartea, ghidul de pregătire progresivă cu toate întrebările de la examen. Cartea începătorilor ISTES este cu cele mai dificile întrebări. Aceasta de aici reprezintă toate întrebările, da? Bun. Și trebuie să știți că nu se consideră depășire, se poate chema devansare, trecerea unuia pe lângă celălalt cu viteze diferite, circulația pe benzi diferite cu viteze diferite se consideră devansare când se trece unul în fața celuilalt și în niciun caz nu se consideră depășire.
La semnalul intermitent de culoare galbenă, opriți și așteptați culoarea verde, reduceți viteza și respectați regulile circulației, nu aveți nicio obligație. Haideți din nou la partea indicatoarelor, să mergem de data aceasta la semafoare și ce trebuie să știți? Că semafoarele sunt cu o lampă, cea galben intermitent care o vedeți aici, două lămpi pentru pietoni și bicicliști și trei lămpi pentru vehicule. Mai este cel cu patru lămpi pentru tramvai. Nu faceți confuzia între galbenul intermitent, deci intermitent înseamnă că se aprinde și se stinge, și galbenul de trecere dintre roșu și verde. Între roșu și verde, trecerea se face prin culoarea galbenă ca să te atenționeze că nu ai voie să treci până nu ai culoarea plină, roșu, sau să te oprești pe culoarea roșie sau să treci pe culoarea verde. În schimb, cea de culoare galben intermitent, care se aprinde și se stinge, da, te anunță că te apropii de un loc periculos, unde trebuie să circul cu atenție și, eventual, trebuie să dai prioritate. Da? Să vedem. Opriți și așteptați culoarea verde. Nu este cazul, nu este acel galben de trecere. Reduceți viteza și respectați regulile circulației. Da. Nu aveți nicio obligație? Nu. Te obligă să fii atent, să circul cu atenție. Cum veți proceda corect atunci când efectuați un viraj la stânga sau la dreapta, în intersecții și intersectați un biciclist care circulă pe o pistă pentru biciclete semnalizate ca atare. Ce trebuie să știți aici? Că bicicliștii au prioritate pe pistele pentru bicicliști, cum au și pietonii pe trecerile de pietoni. Deci obligația noastră este să le dăm prioritate. Să căutăm răspunsul. Acordați prioritate de trecere biciclistului, l-am și găsit. Nu acordați, adaptați viteza să nu vă intersectați cu acesta. Nu, așa se pune problema, ci dăm prioritate celor care au prioritate. Atenție mare, mai aveți ceva întrebări cu vehicule lente, dacă o căruță, o bicicletă are prioritate. Sigur că are prioritate când se află pe un drum cu prioritate sau între situații de prioritate, da? Ce obligație vă revine atunci când pe un drum public întâlniți vehicule aparținând serviciului de ambulanță sau serviciului român de informații care folosesc mijloace de avertizare luminoasă și sonoră? Găsim și aceste lucruri în cărțile menționate, da? Le aveți chiar aici în legislația rutieră pe înțelesul tuturor, da? Semnalele speciale, vedeți în josul paginii, da? Lumina roșie a girofarului sau lumina albastră, mai este și cea galbenă. Și ce obligații avem noi? La lumina roșie suntem obligați să oprim în afara părții carosabilului, dacă este posibil, sau cât mai pe dreapta. La care sunt, atenție, două tipuri de vehicule cu regim circulației prioritare, da? Poliția și pompieri. La cele de culoare albastră, care sunt ale ambulanței, sunt jandarmeria, SRI-ul, SPP-ul, penitenciarele, deci mai multe, da? Suntem obligați să dăm prioritate, să circulăm cât mai pe dreapta, dar nu suntem obligați să oprim. Atenție foarte mare să nu vă încurcați. Aveți cele două răspunsuri. Uitați aici. Opriți imediat pe fața carosabilului. Nu, trebuia să fie roșu. Circulați în regim normal, cu prudență, folosind luminile de avarie. Nu, luminile de avarie sunt patru situații. Le găsiți și pe acestea pe examen rutier în articolul folosirea luminilor. Reduceți viteza, o deplasați cât mai aproape de bordură sau de acostament. Să facem și precizarea pentru cele de culoare galbenă, da? Pot să fie ale celor de la lucrări, de la drumuri, de zăpezire, da? La care noi trebuie să circulăm cu atenție sporită, nu avem nicio obligație să reducem viteza sau să oprim. Trebuie să știm și totuși ce înseamnă, da? În care din următoarele situații sunt obligați să circulați cu viteză care nu depășească 30 de km în localități. Aveți acea listă cu 30 în localități, 50 în afara localităților, da? Haideți să vedem. De fiecare dată vă arăt și sunt cele 10 situații pe care, uitați aici, aveți
folosirea luminilor pentru a vedea când folosiți de întâlnire, de drum, lumine de avarii, și aveți și articolele legate de cele situații în care folosim 30 km pe oră sau 50 în afară. Le avem, da, pe aceste, da, mai intrăm o dată, îi dăm un refresh. Parcă le-am văzut mai înainte pe aici. Dacă nu le luăm din cărți, le găsim în cărți, da, le putem găsi și aici. Când circulăm cu 30 în veci, da, avem toate situațiile, uitați-o aici, viteza 30-50, da? La trecerile printre sex cu circulațiile dirijate, în curbe deosebit de periculoase, sunt 10 situații, citiți-le pe toate 10-le și rețineți-le, pentru că le găsiți în chestionare, pe toate 10 le găsiți, da? În întrebările care le aveți dumneavoastră. Să vedem, la trecerea la nivel cu linia de tramvai, nu. La trecerea la nivel cu cale ferată industrială, nu. Când partea carosabilă este acoperită cu mâzgă, da, este acolo frază, mâzgă, polei, zăpadă, gheață bătătorită, trebuie să circulăm cu 30 sau 50 în afară. Nu sunt alte limite, doar cele două, 30 în localități, 50 în afară, dar trebuie respectate. Sigur că ne și adaptăm viteza. În cazul în care trebuie să circulăm cu mai puțin, nu este obligatoriu să mergem cu 30 sau 50. Mergem cu viteza corespunzătoare pentru a nu se produce accidente. Care din faptele de mai jos constituie infracțiune și se pedepsește ca atare? Conducerea pe drumul public a unui autovehicul nematriculat, conducerea pe drumul public a unui autovehicul fără certificat de matriculare, conducerea pe drumul public a unui autovehicul cu număr de matriculare fals. Atenție foarte mare! Nu confundați răspunsul A cu răspunsul B. Fără certificat de matriculare înseamnă că poate conducătorul în acel moment nu l-are la el, dar că vehiculul poate să fie înmatriculat. Alta este să fie nematriculat, punem răspunsul, că este o infracțiune, și are număr fals de matriculare, iarăși este o infracțiune, dar nu puneți fără certificat de matriculare, pentru că el este matriculat, dar nu îl are în acel moment asupra sa. Ce se întâmplă atunci când pe roțile unei osi eficiența frânării este mult diferită? Avem la sistemul de frânare, dacă o să mergem la capitolul de mecanică, vedem și în ce constă sistemul de frânare. Da? Sistemul de frânare de serviciu constituie frâna de picior, sistemul de frânare de ajutor este frâna de mână. Mai există la vehiculele grele sistemul de frânare de încetinire. Cel de serviciu poate fi pe tamburi sau pe discuri. Da? Găsiți aici explicațiile de rigoare. Deci, dacă eficiența frânării este diferită pe osii, ce se poate întâmpla? Se reduce viteza de deplasare, vehiculul își menține ținuta de drum în ciuda acestui fapt, vehiculul poate derapa lateral, acesta este răspunsul. Fiind disproporționată frânarea pe o parte sau pe cealaltă, sigur că vehiculul poate derapa lateral. Atenție foarte mare! Sistemul de frânare și sistemul de direcție sunt foarte importante. Defecțiunile la aceste sisteme sunt sancționabile. Este permis oprirea voluntară a unui vehicul pe trotuar? Da, dacă se asigură un spațiu de cel puțin un metru lățime pentru circulația pietonilor, iar semnalizarea rutieră permite această manevră, legal nu este prevăzut? Nu. Este permisă cu lăsarea a cel puțin un metru pentru circulația pietonilor, dar atenție, nu este suficient să apreciem noi lucrul ăsta. Trebuie și semnalizat în acest sens, trebuie să fie un indicator în care specifică că am voie să parchez acolo. Este cam incomplet răspunsul acesta, îl punem, pentru că în felul acesta trebuie să obținem punctul, cum am spus, dar nu este suficient, nu doar aprecierea noastră, ci legiuitorul trebuie să ne permită acest lucru. Deci trebuie să fie și semnalizat în acest sens. Pe autostradă se interzice circulația cu viteză sub 80 km pe oră, manevra de mers înapoi,
folosirea benzii de lângă zona mediană ce depășește cele două părți carosabile. Viteza pe autostradă este pentru maximum 130 km pe oră, nu este o limită, este limita minimă sub 50 pe oră, da? Vehiculele care nu pot obține această viteză nu au voie să circule pe autostradă. Din cele 5 manevre pe care le-am spus și mai înainte, manevra de mers înapoi este interzisă. Este interzisă și oprirea, și staționarea, mersul înapoi și întoarcerea. Sigur că în cazurile justificate se poate opri pe banda de urgență, dar atât, da? Folosirea benzii lângă zona mediană se poate, este ultima bandă. Numerotarea benzilor, în general, pe toate drumurile publice, începe din partea dreaptă, către axul drumului, da? Că la noi stilul partea dreaptă, da? Pe autostradă este un caz deosebit pentru că este banda de urgență pe care nu o putem folosi decât, cum spuneam, în cazul de urgență, sau o pot folosi vehicule cu regim de circulație prioritară când sunt în misiune și celelalte benzi sunt ocupate. Altfel, nu. Ce trebuie să faceți imediat după un accident cu un animal sălbatic? Trebuie să știți că impactul cu un animal sălbatic este destul de neplăcut și poate cauza avarii destul de grave. Depinde de mărimea animalului sălbatic. Este de preferat să nu, da? Dăm nici măcar peste un câine sau o pisică, sau pentru că ne poate avaria din părți din vehicul. V-am spus, în funcție de viteza de impact și de mărimea și greutatea acestuia. Opriți, aprindeți lumile de avarie și asigurați locul accidentului, știintați societățile de protecție a animalelor, luați vânatul acasă și comunicați societății de asigurare daunele. Singurul răspuns este AUL, trebuie să asigurăm locul accidentului pentru ca să nu se apropie alți conducători auto și să producă și ei accidente la rândul lor. La apropiere de o cale ferată industrială, atenție foarte mare! Trecerile la nivel cale ferată sunt de trei tipuri. Cea industrială la care face referire întrebarea de față, cea fără bariere sau semibariere, unde trebuie să oprim, și cea cu bariere sau semibariere, sau cele asimilate acestora, unde avem semnalele care ne opresc să trecem și semnalele care ne dau voie să trecem. La calea ferată industrială, ea se numește așa pentru că deservește o zonă industrială, da? Un depozit, un magazin, unde transportul pe calea ferată se consideră a fi mai ieftin sau mai lesnicios, da? Trebuie să, legal, trebuie să respectăm semnalele agentului de cale ferată, așa spune legea. Avem și acel răspuns la o întrebare, dar în cazul de față nu este. Prudență sporită, nu au nicio obligație, respectați semnalele, nu este semafor electric. Și când nu găsiți agentul de cale ferată în răspunsuri, puneți prudență sporită din punct de vedere preventiv, dar legal trebuie să știți că nu aveți niciun fel de obligație, pentru că tot timpul trebuie să fie acolo un agent de cale ferată care să vă spună când să treceți și când nu. Ce măsuri ia conducătorul de vehicul angajat într-un accident cu avarii ușoare? Așteaptă sosirea polițiștilor din zonă, scoate vehiculul afară a părții carosabile, anunță poliția în termen de 24 de ore, anunță poliția fără a schimba poziția vehiculului. Iarăși trebuie să știți că în cazul unui accident cu victime sau cu vătămare corporală, nu este permisă schimbarea poziției autovehiculului sau ștergerea urmelor sau modificarea acestora. Da? Dar în cazul accidentelor doar cu avarii, este obligatorie scoaterea acestora în afara părții carosabile și se anunță poliția. Nu musai, pentru că și aici există acea înțelegere amiabilă, se pot face reparațiile prin asiguratori dacă cei implicați sunt de acord cu acest lucru. Polițistul rutier poate dispune imobilizarea unui vehicul atunci când vehiculul nu are inspecția tehnică periodică, anvelopele au alte dimensiuni decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, conducătorul auto refuză să se legitimeze. Găsiți toate aceste lucruri în cărțile pe care vi le-am arătat. Există capitolul cu contravenții și infracțiuni.
unde găsiți absolut tot ceea ce trebuie să știți în întrebările pe care le aveți. Aici aveți, da? Acestea sunt infracțiunile, acestea sunt contravențiile cu suspendare, reținere, puncte de penalizare. Și găsiți absolut tot ce vă trebuie pentru examen. Imobilizarea unui vehicul se face când conducătorul auto refuză să se legitimeze. Pentru, este prevăzut în lege. Pentru celelalte două, inspecția tehnică sau anvelopele, se reține certificatul de înmatriculare. O să găsiți la acest capitol, da, reținerea certificatului de înmatriculare pentru situațiile prezentate la A și la B. Ce trebuie să aibă în vedere prima intervenție la fața locului pentru salvarea victimelor din prim ajutor? Spălarea rănilor vizibile, degajarea căilor respiratorii și asigurarea funcției respiratorii, igienizarea, pansarea rănilor, principala resuscitare care se face este cea respiratorie și cea circulatorie, după care urmează și celelalte. În primul rând, se asigură că este în viață accidentatul. Dacă după întreruperea contactului electric, motorul continuă să funcționeze, fenomenul se numește, iar suntem la capitolul de mecanică, se autoaprinde, da? Este răspunsul C, îl găsim în autoaprinderea, da, bujiilor și el continuă să funcționeze, deși motorul este oprit. Da? Deci autoaprindere se cheamă acest fenomen. Indicatorul alăturat reprezintă baliză direcțională care indică ocolirea prin stânga, panou suplimentar montat la o singură jenă cale ferată, baliză. Face parte din balize pentru dreapta și pentru stânga. Vă uitați la orientarea liniilor. Această orientare către partea dreaptă în jos înseamnă că este pe partea dreaptă. Dacă era în stânga, înclinarea, atunci pe partea stângă, ca să nu vă încurcați, da? Celelalte sunt altfel și în panourile suplimentare, da? Indicatorul interzice, este cu o singură linie, se referă la staționale. Cel care are două linii este oprire. Unde n-ai voie să oprești, n-ai voie nici să staționezi. În locurile în care n-ai voie să staționezi, în schimb, ai voie să oprești. Și el își face efectul din dreptul lui până la prima intersecție. Repet, aici nu este vorba de 50 de metri înainte și după sau 100 de metri, ci el este, din locul în care este instalat, își face efectul până la prima intersecție. Este permisă oprirea voluntară a autovehiculului în tuneluri? Da, nu, numai dacă lungimea depășește 1 metri, nu este permisă oprirea. Cu toate acestea, aveți o întrebare în care ce trebuie să faceți când opriți în tunel, dar se consideră o oprire involuntară, în care trebuie să opriți motorul fiind un spațiu închis pentru a nu se acumula noxele de eșapament. Ce semnifică semnalul roșu al semaforului care funcționează concomitent cu cel galben? Tocmai ce vă spuneam când v-am arătat semafoarele, da? Atât roșu cât și galben interzice intrarea în intersecție. Cu excepție, bineînțeles, când galbenul vine după verde, putem trece dacă nu putem opri în condiții de siguranță. Și atunci punem răspunsul oprire. Atenție iarăși la proba de traseu. Nu treceți nici pe culoarea galbenă, dar minte pe roșie. Da? În situația dată veți circula, avem un drum iluminat, fără lumini, numai cu lumini de poziție, numai cu lumini de întâlnire. Mergeți la capitolul cu folosirea luminilor ori din cărți, ori de pe site și vedeți exact când se folosesc. Primele lumini cu care noi vedem să mergem sunt cele de întâlnire. Luminile de poziție sunt concepute pentru a ne vedea alți participanți la trafic și nu pentru a circula noi. Deci, în acest fel, da, încercați să rezolvați chestionarele, v-am arătat cărțile pe care le-am folosit, haideți să vă arăt și coperțile acestora, ca să le știți. Da? Aceasta este cartea începătorilor, isteți
care conține cele mai dificile, 4 capitole cu cele mai dificile chestionare. Avem ghidul de pregătire progresivă cu toate întrebările de la examen și avem pentru cei care, cărora li se suspendă permisul, chestionarele cu 15 întrebări, din care 13 corecte. Pentru categoriile mari avem transport morfo generale agabaritice, cartea de mecanică, cea pentru categoria C, CE, cea pentru categoria D și atestate profesionale. Abonându-vă la canalul de YouTube Vasile Varga, veți primi cele mai noi apariții încărcate pe acest canal în timp real. Urmăriți în continuare canalele pe care difuzăm aceste filme și o să fiți în măsură să vă prezentați la examen. Până data viitoare, mult succes celor care se prezintă și să ne reauzim cu bine. La revedere!